Acasă, constată că fetele... Fetele au consumat una cutiță de bomboane. Câte au rămas în cutia băieților, neconsumate în cutia băieților? Păi stai să vedem. Hai să zicem că fetele au consumat 7 bomboane. Din câte? Din 32? 25 bomboane. Deci dacă ar fi consumat 7 bomboane... Fetele. Băieții. Deci, fetele au consumat atâtea bomboane cât au rămas la băieți. Cât au rămas la băieți neconsumate. Încă o dată, ia vezi, dacă am citit eu bine. Acasă constată că fetele au consumat din prima cutie 100 de bomboane cât au rămas neconsumate din cutie băieților. Așa. Deci dacă fetele au consumat 7, da. Neconsumate au rămas 7. Neconsumate. Sunt în cutie 7. Da. Adică câte bomboane au fost consumate în partea asta altă? Până la 32. Da? Până la 32. Adică... 25 de bomboane. Asta înseamnă că sunt 25 de băieți. Așa, sunt bomboane rămase într-o singură cutie, constată că sunt... Pe că sunt? Eu am o bomboană câte sunt. Zi. 32. Păi da, mă, că golul ăsta de-a din coace, îl pune de coace. Da. Asta e. Păi asta e poanta. Trebuie să fie jumătate din 39. Dar nu e jumătate din 39. Când zice... Cât ar mânca fetele, rămân câte așa și dacă se adună, dau 32. Corect. Deci că au mâncat atâtea câte au rămas de la băieți. Deci dacă fetele au mâncat 7, da, dacă fetele au mâncat 7, la băieți au rămas 7 în cutie. Da? Deci au mâncat băieții 25. Da. Și atunci 7-le ceeași cu 25-ul se completează la parte. Oricât ar mânca fetele... N-are importanță numărul. Noi am luat un exemplu. Dar zice că au consumat atâtea cât au rămas dincolo. Păi da, dacă au consumat atâtea cât au rămas dincolo, când le pune în aceeași cutie... E o problemă de logică. E o problemă de logică, da. Deci răspunsul corect este ăsta, că... Nu, pot să fie... Toate sunt... Cum? Adică de la 1 până la 32, toate sunt corecte. Da, orice variantă, cu o bomboană, cu 2, cu 7, cu 9, important că le pune la un loc, tot 32. Dacă s-a pus în dificultate, se gândească, mă, dacă ar mânca 32 nimic, dacă ar mânca 32, au rămân la băieți 32, adică 32. Sigur că da. Deci 32 de bomboane, adică cutia plină. Da, și ar pune pe oricine în dificultate. Cutia este plină. Deci cutia devine plină. Mergem mai departe. Bine, următoarea problemă, 38, ne vine la 38. Da? Gata. Ce spune? O să mergem la fracții. Asta e ultima problemă. Bine, mă, cum, tu știi, faci. Tu faci legea. Tu știi cum se organizezi treaba. Te rog. Diferența două numere este 5864. Deci diferența a două numere este 5000, adică A minus B. Mai bine ai citit toată tabla. A minus B este, cât ai spus? A minus B este egal cu 5864. 5854, nu? 64. 5864, ați greșit? 5800, da, am greșit. Corect. 5864. Acum, dacă mărim primul număr cu suma lor, obținem de 7 ori al doilea... Am făcut un problem asta. Da, am făcut. Este făcută, nu știu ce a zis, A, de aici A egal cu B plus A devine B plus 5864. Este făcut ieri chiar. Și când am zis de 7 ori, am zis dacă ăsta nu știu ce, și am zis toate... Nu mai avem probleme atunci. Da, păi, trecem. Acum am.
Hai, te rog. Acum. Un biciclist pleacă din localitatea A spre localitatea B. Așa. Deci de la A merge până la B. După ce străbate 2 pe 7 din drum, constată că dacă ar mai parcurge 15 km, ar ajunge la jumătatea drumului. Deci fii atent, George. Deci un biciclist pleacă de la A spre B, face 2 șeptimi din drum. Și dacă aș mai pune la 2 șeptimi încă 15, ar ajunge la jumătate, 15 km, da? Da. Deci 2 șeptimi din drum plus 15 km ar face o doime din drum. Nu? Cam asta. Exact. Da. Află distanța dintre cele două localități. Cum propui? Cum propun eu? Eu propun, zice acolo că dacă ar parcurge, da? Ar parcurge... Deci vorbește de două șeptimi. Da, da. Ce spune ție chestia asta? Fiind vorbim de două șeptimi din drum, adică, da. Să luăm un drumos segment, da. Să-l împărțim în câte? În șapte. Și luăm două. Două. Hai să facem asta. Deci, George, luăm un segment, îl împărțim în șapte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luăm două. Deci două șeptimi le așurăm. Da. Și spune că dacă ar mai merge încă 15 km, ar ajunge la jumătatea drumului. Cât înseamnă jumătatea? Câte segmente? Dacă tot înseamnă șapte, jumătatea cât ar însemna? Pe unde s-ar afla jumătatea? 5 segmente plus 15. Asta ar fi jumătatea. Jumătatea la 7 segmente? Câte? 7 plus 15, 7 segmente. Numai cât ar însemna jumătatea la 7 segmente? Deci pentru segmentul ăsta tot, unde vezi tu jumătatea? Aș da jumătatea pe a patra bară. Deci pe a patra, pe a patra segment ce să-i facă? Îl împart în două. Da. Deci aici este jumătatea drumului, o doime din drum. Ideea de a împărți în două mă face să împart pe fiecare în două. Păi... Știi, să lucrezi ca unitate de măsură cu jumătatea asta. Vreau să mai spun că o picăturică din aia care a mai rămas din segment, da, mă să numă 15. Nu? Nu o picăturică. De unde a rămas 15? De aici încolo. 15 km. Da, aia. Deci asta de aici, din câte se compune? Din câte? 1, 2, 3 segmente. Din 3 segmente de astea mici. Da. Deci 15 km ori 3 este egal. Nu, 15 împărțim la 3 ca să vedem cât reprezintă una din ele. Da. Deci, iată dacă asta 15 km egal 3 segmente mici, 3 segmente mici, 3 S, cum S am notat aici, 3 S, atunci un singur segment S este cât? Cât înseamnă? Un singur segment înseamnă 45. Cum mă? 15 împărțit? Oh! 15 împărțit la 3 este egal cu 5. Deci 15 împărțit la 3 și egal cu 5 km. Da? Deci un singur segment înseamnă 5 km. Dacă un singur segment înseamnă 5 km, câte segmente de astea mici avem noi în toată distanța asta?
Dacă un segment sunt 5 km, da. Da? Așa. Câte segmente am aici, în desea mici? Câte segmente sunt un segment, da? Păi câte segmente sunt? Ia nu, numărele, poftim. Bine. Păi au fost 7 înainte. 7, bine, la 7. Și fiecare ori 2? 7 ori 2, 14 și nu, stai să le numeri. Da. 14. Și cum un singur segment este... Deci distanța AB, distanța de la A la B, distanța AB, înseamnă egal 14, adică 7 ori 2, egal cu 14 segmente. Și dacă un segment e egal 5 km, 5 km, cât înseamnă oare distanța AB? Distanța AB va însemna... Distanța de la A la B va însemna dacă avem 14 segmente, 14 ori 5. 5 ori 5, că sunt fiecare câte 5, nu? 70. 14 ori 5 kilometri și este egal cu 70 kilometri. Da. Asta a fost problema. Imediat o să scriu. Da. Te rog, George, haide să analizăm problema. Imediat. Ce spune problema? Hai să vedem o dată problema. Vezi ce înseamnă să scrii cu mine deodată? Tu stai în urmă, stai, te uiți la mine și pe-mi scrii. Am scris cu... Hai, că trebuie să... Într-o altă disciplină. Eu nu mai scriu nimic pe tablă decât ceea ce urmează să scrii tu și să-mi dictezi tu. Da, bine. Acum copii de pe tablă, n-are niciun rost, e pierdere de timp, să instalează timp morți la tablă, la cameră, insist. Hai să spunem, citim îndată problema, să vedem unde a fost miezul problemei, dichisul. Da, să vedem dacă e corect. Dacă hai să vedem dacă e corect. Nu neapărat să te uiți. Hai să refacem problema și te uiți la sfârșit. În, da? Să judecăm noi problema, să vedem. Deci ce spune autorul? Păi autorul spune să aflăm distanța de la A la B. Da, scrie zi din nou problema în totalitate. Autorul spune zi, da. Da. Pot să zic și doar cu asta în față. Bine. Un biciclist pleacă din localitatea A spre localitatea B. După... Stop. Da? De la A la B. Da. Mai departe. După ce se bate 2 pe 7 din drum, constat... Stop. După ce face 2 șeptimi din drum... Da. Face 2 șeptimi din drum... Hai să facem drumul, îl știm acum. E 70. Da. Hai să facem 2 șeptimi. Că știm să facem 2 șeptimi din 70. Deci, 2 pe 7 din 70 este egal cu... Ar trebui să vedem dacă fracția este ireductibilă. Da, și... Și este. Este. Că 2 și cu 7 n-au nimic comun, nu se mai poate. Atunci facem calculul. 10, e că înseamnă 20, 20. 70 împărțit la... 70 ori 2, 7, 20. Ori 2 și face 10 ori 2, face 20. Da. Adică după ce parcurge 20? După ce parcurge 20 de kilometri, am aflat noi, nu? Că am făcut 2 șeptimi din drum, vreau să vedem dacă corespunde realității, George, acum. Da. Deci după ce parcurge 2 șeptimi din 70... Constată că până la jumătate are 15, deci... Stai, acum, dacă mai adăugăm 15, 35. 35 deci 20, ori 2, 70, a făcut foarte bine. Da, vezi, asta am vrut să fac. 20 plus 15, egal cu 35, egal cu 70 împărțit la 2. Adică jumătatea drumului. Da. E perfectă problema. Bine, da. Deci nu ne mai, deci nu ne mai interesează. Nici nu ne mai interesează să ne mai uităm la răspuns. Dar uite-te, te rog. Ca să ne vedem. 70.
Era de așteptat să fie așa. Da, pentru că nu... Deci în momentul în care am refăcut problema și am gândit-o după ceea ce a propus autorul, am văzut că ea respectă perfect raționamentul. Știi tu cum a fost compusă problema asta? Cum crezi că a fost compusă de către autor? Cum a fost compusă? Păi a luat un număr de kilometri. 70? 70, nu? A zis distanță de la... De ce n-a luat el 69? Păi 15... Pentru că 27 din 69 nu se poate. Și... 69 nu se împarte la... 69 nu se împarte la cine? Deci makerul a luat un număr care se împarte exact la 7. Da. Deci el trebuia să ia. Să ia ce? Fie să ia 70, George. Da. Dă-mi un alt număr care îl putea să ia în afară de 70. Imediat. Un alt multiplu de 7. 700. 700, da. Alt număr. 1400. Da, de acord, dar putea să zică și... 63 de kilometri. Da. 63, că 63 se împarte la 7. Era mai frumos 63. Da? Spunea 63. Deci dacă autorul spunea 63 și lua ca număr 63, hai să vedem chestia asta. 63 kilometri, mai putea vorbi el de... Împărțim la 2 și scădem 15. Stop. 63, da? 27 din 63, 27 din 63, cât ar fi fost a? 9 egal ori 2 este egal 19. Deci înseamnă 63 împărțit la 7 ori 2. 9 ori 2 egal cu 18. Și la 18 ăsta, da, mai adăugăm cât? Nu se facă jumătate, că 63 nu se poate împărți la 2. Se facă 2 treimi din drum. Da. Că 63 se împarte la 3. Da. Cât se împarte? 63 împărțit la 3, cât face? 21. 63 împărțit la 3 egal cu 21. Adică împărțind pe 63 la 3, am fiecare câte 21. 21. Și acum, eu am făcut de-abia 18 km, până când ajung la 42, adică două bucăți de astea. Da. Nu ești atent și știi, eu fac problema, dar o fac e pentru prietenii mei. Dacă tu nu ești atent, mă oprim aici și fac problema asta și atenție ce vreau să fac. Nu mai pot vorbi de jumătatea drumului, George. Nu mai pot vorbi de jumătate, că 63 nu se mai împarte la 2. Nu se poate. Și atunci eu modific problema complet. Da. Deci nu mai pot vorbi de jumătatea drumului, că 63 de kilometri nu pot împărți la 2, ca să-mi dea un număr exact. Să scădem 15. Și atunci eu nu cu 15 voi lucra. Voi lucra... 18. Nu, cât îmi mai trebuie până la 21, ca să am o treime, mă, că o treime pot vorbi. Cât mai trebuie până la 21? Da. Ca să dea 42? Nu. Cât îmi mai întrebi, hai să facem așa. Formulăm problema în felul ăsta. După ce el a parcurs 27 din drum, da, 27 din drum înseamnă 18 km, că am văzut împreună, da, el mai are de parcurs, adică 18 km, da? Da? Mai are de parcurs până la o treime. Da. Cât ar mai avea până la o treime? 18 km. Păi a făcut 18 km, care înseamnă 27, dar până la 21 cât mai are? 7 km. 7 km, da. Deci aș spune așa. Un biciclist pleacă de la A la B. Da. La A la B. Da. După ce parcurge 27, adică 27 înseamnă 18 km, mai are de parcurs 7 km. 7. Nu. Mare 7 km pentru a face o treime din drum. Nu pentru a ajunge la jumătate, că nu mai e. Eu am schimbat-o. Complet am schimbat-o. Pentru... Nu se putea cu 63. Nu se putea cu 63 și atunci am schimbat-o până la o treime din drum. Da. Era mai grea problema. Acum este mult mai grea problema. Mult. Deci, mult. Iată, am făcut o problemă nouă. Acum, pe loc am compus o problemă
care este mai dificilă decât dată de autor. Da. Hai să spunem așa, problema lui George și profului online, da? Problema lui George. Problema lui George și proful online. Te rog să o enunți tu, George. Un biciclist, hai te rog. Eu să fac? Da, da, da. Bine. Un biciclist. Hai să luăm o distanță mai întâi. Vreau să mă arăt. Am luat-o 63, merge pe modelul ăsta. Păi un biciclist vrea să parcurgă o distanță de la A la B. Corect. După ce a parcurs o treime... Nu o treime, două șeptimi. Două șeptimi. Deci după... Ce a parcurs... Ce a parcurs... Două șeptimi... Parcurs... Două șeptimi din distanță... Adică 18... În mintea noastră, că noi dispunem la asta. După ce a parcurs două șeptimi din distanță, constată că mai are de parcurs... 7 kilometri că mai are de parcurs încă 7 kilometri pentru a ajunge la jumatea drumului. Nu la jumatea, la un sfert. La un sfert pentru că... Păi la un sfert, până la 21. Dar și după aia facem un parc. Și pe urmă cât mai are de parcurs, mai treaba lui, dar noi atâtea informații îi spunem. Mai e 7 kilometri până constați că ai parcurs o treime din drum. Nu până la jumătate de drum, până la o treime din drum. Da, treime. Da? Constată că mai are de parcurs 7 km. Pentru a parcurge o treime din drum. O treime, 1 pe 3, din drum. Câți kilometri are drumul? Iată întrebarea. Câți kilometri are drumul? Câți kilometri? Kilometri are drumul. Wow! E tare de tot problema. Grea, mai grea decât era. Da, 2002. Da? E mult mai grea. Mai mult. Da? Deci noi am făcut acum o problemă. Dacă ne-ar fi formulat, dacă ar fi întâlnit problema așa, știm la ce distanță trebuie să ajungem. Care va fi distanța? De 63 km. Că noi așa am gândit problema. În toată strategia noastră. Dar el care o citește nu știe despre ce e vorba. Da. Și acum s-a apucat de rezolvat. Și începe. Am să reprezint pentru un segment. Deci rezolvare. Rezolvare. Am să reprezint printr-un segment, deci printr-un segment, reprezentăm distanța. Da. De la A la B. Fiindcă el vorbește de șeptime, de șeptime, da. Înseamnă că împart tot ăsta în... La 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. În 7 părți egale. Da. Și zice, face 2 șeptimi din drum. Adică face asta. Atât. Păi, 2. Da? 2 șeptimi. Da, două și șeptimi. Dacă mai adăugăm încă 7 după ce facem... O operă, nu știu, da? Ajunge la o treime. Ajunge la o treime. Și fiindcă vorbim de treime acum, fiindcă vorbim de treime, înseamnă că fiecare segment e împărțit în trei. Fiecare în trei. Câte segmente de acestea fac? Păi 7 ori 3, 21. 21 de segmente vă avea. Deci ai înțeles de ce fac în trei? Pentru că vorbesc de treime. Și ca să apară și treimea, neapărat trebuie să împart fiecare în trei. Da. Și au apărut acum 21 de segmente.
Câte segmente de astea mici sunt parcurse aici? Segmente de astea mici sunt parcurse? Pe două șeptimi sunt câte? Fiecare câte? Asta era șeptimea, fiecare în trei. Doi ori trei, șase. Șase segmente sunt aici. Șase segmente. Da. Cât înseamnă 21 aici? 21. 21 de segmente, da? Da. Și dacă... Facem o treime din 21, o a treia parte din 21, câte segmente mici trebuie să fie? Păi, ar trebui să fie... 3. Cum? 7. Păi 21 împărțit la 3? 7. 7. Da? Câte 7? Deci, asta înseamnă o treime, că sunt 7 segmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 1, 7. Iarăși 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, încă o treime. Și la sfârșit încă 7, încă o treime. Deci, măi, George. Pă, cheamă-te, domnule Ufor. Ufor. Atenție! Ca să avem, George, ca să avem și treimea, în clipa în care am împărțit pe fiecare în trei, am de fapt în total aici 21 de segmente. Da. 21 împărțit în trei, câte 7. Deci, pentru o treime înseamnă câte? Așa, 7 segmente. Pentru iarăși treimea asta, iar 7 segmente. Pentru treimea asta, iar 7 segmente. În concluzie, avem de-al de 7, 1, 2, 3, da? 3 da. Segmente de-al de 7. Bun. Și acum, dacă 6 segmente, George, a parcurs prima dată 6 segmente și mai pune încă, câți kilometri mai merge? Încă 7 kilometri, mai merge încă 7 kilometri. Da. Pentru a parcurge treimea. Adică mai merge bucățica asta. Asta mai merge. E a 7-a. Și câți kilometri înseamnă una de asta? 7 km. Vezi, atenție. El mai merge încă 7 km pentru a ajunge la o treime. La o treime din drum. Da. Adică mai merge doar bucățica asta care înseamnă 7 km. Deci, o singură segment de asta înseamnă 7 km. Dar tot drumul cât înseamnă? Câte segmente de asta? 7 ori 21. Și 1. Deci 7 ori 21. 7 ori 21. Distanța respectivă, AB, egal cu 7 ori 21, care face 7 ori 2, 7 ori 1, 7, 7 ori 2, 14. 147 de kilometri. Deci asta e distanța AB. Da. Foarte tare problema. Excepțional. Wow. Foarte, mai greați, mamă. Înțelegi. Deci, am pornit la problema dată de autor. Da, și am făcut... Când el s-a dus până la jumătate, cu cei 15 km, da. Noi ne-am dus și am mai adăugat la cele 27 doar 7 km. Da. Dar nu am ajuns la jumătatea drumului, ci am ajuns la o treime din drum. O treime. O treime din drum. Și faptul că ne-am oprit la o treime din drum, nu până la jumătate, distanța e mai mare. Data trecută au fost 70 km, acum sunt 147 de km. Da. Deci vezi, dacă am jonglat cu... modificând nu 15 km, ci numai 7 km, dar n-am ajuns până la jumătatea drumului, ci la o treime din drum, e o altă problemă. Da. O să continuăm chiar cu această problemă, modificând alte date, să vezi cât de interesant, cum de la o problemă compunem alte și alte probleme. Facem altă? Da. Ne oprim aici. Ia să vedem cât timp, că avem de cât am început. Ori și 41, e bine.